Ziua 2 de stat în casă. Era cât pace să nu ies nici astăzi din casă, dar noroc că a insistat Irina. Și iată-mă din nou la Hard Rock Cafe pentru al treilea concert pe anul ăsta. Mă rog, al treilea eveniment cu concert pe anul ăsta. Mergem să vedem pe Les Elephant Bizarre. Am zis că mă simt ca acasă aici la Hard Rock Cafe, așa că mă duc direct în backstage să vedem, mai luăm pe surprindere pe băieți. Hai, 3, 2, 1... Nu sunt. Unde sunt băieții, frate? Salut! A, uite mă, deja pe scenă. Ce zici, boss? Eee, ce faceți? Hei! Da, am ajuns fix la 10 jumate. Hai noroc. Unde e Ștefan Răspu? Bă, ce oameni, bă! Ce zici, boss? Ce faci, mă? Zici ceva aici. Zici ceva aici. Păi am venit mai devreme. Fii atent, vin și eu aici, șmecher. Sunt la Hard Rock Cafe, mă duc în backstage peste băieți și ajung. Și nimeni zice, bă, ce ajung? Păi începem concertul, cam asta e. Uite, și n-am voce. Stai mă, că ați întârziat 8 minute deja. 8 minute. Asta, ați așteptat să vin eu, păi, nu? Păi da, normal, te-am așteptat. Ce drăguț. Păi hai pe scenă, băi. Hai, bă, oh my god! Fie dubios concertul ăsta, că-s mese pe aici peste pop. Nu poți să cânti, să dansezi, să... Fie lumea cu burger în gură și băiața aia cântă pe scenă. Și eu de unde, filmez acum? De unde pozez? Ce? I did some bad shit. Și s-a terminat și concertul. Asta e frumos. Dinamo! Ho, 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 ho! Bine, boss! Gata, mă, că ne știe lumea. Bă, voi sunteți câinii bizar sau elefanti bizar? Nu, fără. Nu, fără. Nu, fără câini? Nu toți aderăm. Nu toți aderăm la câini. Da, nici eu. Exact. Iată. Mai cu cine, mă? Ba da, mă, a glumit. A glumit. A glumit. Nu mă bătaie. Aș face interviu cu voi, dar abia am făcut unul, așa că s-a mai întâmplat ceva de ultima dată când ne-am văzut. Notabil? 2007. A, s-a schimbat anul, nu? Da, nu. Da, frate. La mulți ani! Așa? Pe scurt, pe 1 lansați? Pe scurt, pe 1 martie lansăm album. Unde? Expirat, veniți acolo, fetelor. Gata, asta a fost concertul. Body, vrei să zici ceva? Ce zic? Ce vezi ceva? Aplauze pentru Elefant Bizarre!
E numai rămășeaș și numai pășurubeaș. M-am pășit prea mult? Nu, e așa și... Acum o să vă arătăm o chestie pe care n-ați mai văzut-o până niciodată acum. Niciodată, deci niciodată. Eu și Irina avem fricor la fel. Aproape la fel. Cu elefanți așa, frumos. De... Păi, am noroc că nu s-a prins pe camera. Da, body. Pa! Hei, și iată-ne în sfârșit în backstage. Bineînțeles, aici unde ne este locul. Da, mă, lasă, închide asta, hai să... Unde ne este locul. Păi gata, hai că închidem asta, hai Irina. Prima chestie, imediat. Am băgat, am deschis laptopul, CD-ul, DVD-ul și nu ultimul eram așa. Alexandru, chiar îmi place. Ce faci, mă, Enver? Mi-am luat cameraman nou, se numește Enver Mamut. Este student la arhitectură și chitarist în trupa Les Elephants Bizarre, aceasta, și mai cântă cu... Nu mai cântă. Nu, nu mai cântă. Nu mai. Cânta, a cântat cu The Motans, am zis bine? I-am lansat. I-a lansat de la... Na, e un mamut care cântă cu elefant și cu motani, următoarea trupă este... De motan-lefant. Motan-lefant bizar. Nu înțeles, da. Suntem aici cu Irina Bărăgoi, vorbim despre muzică. Fata cu cristal, loc de cristal. Fata cu cristalul de aur. Magie, vrăjitorie. Vrăjeală, mai pe scurt. Da, avem o bere aici, Ciuc Tuborg, Bergenbier. Avem un iPhone 5S care funcționează, da? Încă. Trebuie să-l din buzunare, să arătăm tot ce avem? Nu, no, nu, 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 că doar eu vorbesc. Ah, okay. În buzunar mai am o baterie care tocmai s-a consumat de Canon 70T și cam atât, mai trebuie să zic ceva? A fost un concert superb, Les Elephants Bizarre. Cel mai bun concert Les Elephants Bizarre de la Hard Rock Cafe pe care l-am văzut. Cel mai bun concert Les Elephants Bizarre din București de anul ăsta. Nu știu, am fost da, la da, multe, dar anul ăsta... Păi slăbuții, 2017 abia am citit, e primul și singur. Cel mai bun a fost. Da. Nu, acum chiar pe bune, chiar a fost un concert. A fost bine, adică lumea am văzut chiar nu mâncau când cântați voi. Adică s-au oprit, frate, deci mie tot timpul era o gagică și acum am dat un burger atâta. Opa! Stai că s-a luat lumina. Opa! Ai sunat la 666 de s-a luat lumina sau? Deci a luat uita mai burger, bă, și n-am mâncat din el până n-am terminat de concert. Cam cât era burgerul? Poți să-mi aproximezi? Atâta. Wow! Mai exact, dă-mi un termen de comparație. A, nu. Cam cât un... Aici, la Hard Rock Cafe, sunt prețul de risipă, vreau să știe. Da, suntem pe risipă. Pe risipă. A, pe risipă? Am înțeles. Eu pe risipă. Așa. Da, deci a fost un concert foarte mișto. Așa cum a zis și colegul meu, Panduțu, colegul meu de vlog, Panduțu, colegul meu de concerte, Panduțu, colegul meu de viață, Panduțu. Iată doi oameni cinstiți. Cinstiți, da. Sinceri. Săraci. La Hard Rock Cafe nu puteți să fii săraci. Păi de ce crezi că am venit în backstage? Aici. Fii atent, noi am venit în backstage că nu avem 10 lei să luăm o bere, așa cum bem de la voi. Pe protocol. Cu sucul ăsta deja, de fapt am venit din Mega Imaj. Cine este Georgiana Saraev. Așa, hai mai zi. A fost în clipul Andrei, nu? Hai că nu e ok. Nu, hai ce fata care a dat 44 de lei pe un shot de tequila în Hard Rock Cafe. Cum se chema? 44 de lei? Don Julio. Don Julio, nu o să uit în viața mea. Pe cine uită un shot de... Atât era. Da. Păi am mâncat și gândacul din... Da, și el este Ember. Ceva de declarat? Absolut nimic, mă pun în poziția de Shaolin și... Și îmblânzesc șerpi. Păi fii atent, închei tu vlogul ăsta? Mai ții minte? Iar ai stâncă. Ia uite ce am făcut. Hai mă, gata, lua. Stai că sosesc acum. A, dar nu, că nu mai vreau cu ei. Știi cum se încheie vlogurile lui Panduțu? Știe că l-am mai încheiat. Arunci cu suc pe mine? Nu! Ar am putea face o schemă, nu? Și am ajuns și eu acasă. A fost fain la Les Elephants Bizarre. Mă bucur că m-am dus. Mi-au dat o stare foarte faină, ca de fiecare dată.
Și abia aștept să merg la lansarea albumului lor de pe 1 martie, Club Expirat, după cum ați aflat și voi mai devreme. În alte știri, tovarășul Ed Sheeran pleacă în turneu în primăvara aceasta. Am scris un articol pe blog cu câteva detalii. Am băgat și un articol despre 5 piese despre București, piese mai mult sau mai puțin mișto, care mi-au plăcut mie și care sper să vă placă și vouă. Zilele astea au apărut trailerele pentru Power Rangers și pentru Logan și tovarășul Casey Neistat a făcut un scurt review, mă rog, comparație între Mavic Pro, Phantom 4 Pro și Inspire 1 Pro. O comparație între drone, dacă vreți să vă luați o dronă. Eu deja pot să ochi pe Mavic Pro și sper să am bani să-mi și iau în curând. Asta ca să avem imagini faine de la festivaluri din dronă. Cam atât pe ziua de astăzi. Până la urmă a fost o zi faină. Aceste zi înfise, ne vedem mâine. Pa! Întâi martie, expirat, rezele fan bizar, lansare de album și... Irina. Bună, eu sunt Irina. Doamne, că...